Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă întâlnire cu Sport Sub Special. Bogdan Codruță sunt și vă invit să rămâneți alături de noi până aproximativ la orele 20. O nouă întâlnire cu fotbalul județean, cu campioana județului, dragi prieteni. Sporting Turnul Măgurele s-a încoronat și din punct de vedere matematic. Dacă cineva mai avea vreun dubiu în privința viitoarei campioane în fotbalul telormănean, etapa de sâmbătă trecută, etapa cu numărul 25 în această ediție de campionat, a elucidat toate misterele. Încă o dată, dacă mai erau mistere, dezodământul era anunțat cu multe, multe etape înainte, de la sfârșitul turului de campionat, din punctul meu de vedere. Dar, de urmă cu câteva zile, după etapa cu numărul 25, așa cum vă spuneam, avem cu certitudine cunoscută campioana județului, Sporting Turnul Măgurele. Despre atmosfera de la Sporting Turnul vom vorbi în această seară, despre o analiză cu câteva etape înainte de final, o analiză parțială a acestui sezon și mai ales vom încerca să aflăm starea de spirit, pregătirile, stadiul pregătirilor pentru meciurile de baraj, pentru că vor fi două, va fi după sistem tur-retur din ceea ce se cunoaște la momentul actual pentru promovarea în Liga 3. Sporting Turnul Măgurele, dragi prieteni, așa cum vedem, Sporting Turnul, Turnul Măgurele, numele complet al echipei campioane, s-a încoronat campioana județului și se pregătește de baraj. Pentru această emisiune avem doi invitați, evident, de la Sporting Turnul, președintele și finanțatorul, mai exact, președinte nu, și președinte și, președinte și finanțator, Walter Raffini, în plan apropiat aici. Buonasera. Buonasera. A doua oară la Sport Sud Special. A doua oară. Tur-retur. Tur-retur și apoi după baraj, cu siguranță. Speream. Dacă totul este bine, facem cu toată echipa. Da. Găsim da. O modalitate. Aveți spațiu aici. Avem spațiu. În plan îndepărtat, directorul sportiv al lui Sporting Turnul, Dan Nițu, bine cunoscut oamenilor de fotbal din județ, fostul președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor. Îi mulțumesc foarte mult pentru că a răspuns pozitiv invitației. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și bună seara. Domnilor, cu cine să începem? Începem în funcție de ierarhia în club. Începem cu domnul Raffini. Domnul Raffini, de sâmbătă sunteți campioni. Asta cred că știați de mult. Era doar un dezodământ care trebuia să fie și consemnat și întărit de statistică, de matematică. Ultima oară vorbeați fără să puneți presiune pe echipă. Probabil că aveați un discurs așa diplomatic de manager sportiv. Spuneați că nu puneți presiune pe echipă, că luați fiecare joc. Le-ați luat step by step. Sunteți în continuare neînvinși. Aveți două rezultate de egalitate. Aveți aproape 1000 de minute fără gol primit în toate competițiile. Exact. Erați ca o bestie neagră în Sporting Turnul, nimeni nu reușea să dea gol la un moment dat echipei dumneavoastră și toată lumea așteptat. În campionatul nu avem primit gol. În campionat încă nu aveți. Cu Saele. Multe ecouri, fericire mare. Uite, Turnul poate face egal. Poți fi egal cu Sporting Turnul. În primul rând, felicitări. V-ați atins un obiectiv. Prima parte din obiectiv. Acum vorbiți mult mai apăsat de obiective. Data trecută erați mai rezervat, era la început. Nu, e că orice lucru se construiește pas cu pas. Ora noi avem castigat în județ și acum trebuie să castigăm barajul. Simplu. Cum a fost această ediție de campionat? Ați dominat-o cap-coadă? Pentru unul fără experiență, interesant. E vero, a fost interesant. Am avut niște maestri buni, Bali Badoi, Dan Nițu. Interesant. Mai vedem la anul ce aventura face. Continuă. Aventura continuă. Aventura continuă. Ați format o echipă care a ieșit campioană la turnul, ați reînviat fotbalul. Nu obosesc să zic treaba asta la turnul. Din punctul asta meu, ne face multă plăcere. Asta foarte e cel mai plăcere. Important foarte și dacă plăcere. Ieșeați pe primul loc și dacă nu ieșeați pe primul loc, pentru observatorii fenomenului, printre care mă număr și eu, era poate un lucru secundar. Dar faptul că ați readus fotbalul la Turnul Măgurele, că tribuna stadionului din Turnul Măgurele e tot populată, plină și că prinde viață și că se aud vuvuzele din nou la turnul, la galeria. Așa. Asta e foarte important, pentru că după o perioadă de agonie a fotbalului acolo, fotbalul murise un an.
Da. Și asta era realmente trist. Și Turnu, un oraș care are nevoie la ora actuală și de o veselie în plus. Un oraș care e un pic în suferință și ne face plăcere să aducem ceva pozitiv în oraș. Domnule Rafini, vă așteptați să fiți neînvinși până acum? Să terminați la o diferență de puncte? Iată, dacă ne uităm în clasament, aveți 53 de puncte acumulate cu 7 puncte mai mult decât Unirea Brânceni. Nu. Eu așa văd aici, cred că 11 puncte mai mult decât cea de pe locul 2. 11, da. Vă așteptați la o asemenea diferență? E cart atât de mare? Nu, nu e un problema nostru, un problema de celălalt. Noi am făcut meciul nostru, lor au făcut al lor. Înseamnă că pe teren a mers mai bine turn. Asta e ca matematică. Adică noi volevamo fare un campionato, era interesse nostro di fare un campionato positivo și ne-am străduit de giocare match cu match și de obținere rezultate. N-am pus fiecare match cu simplicitate în fața match-ului. Băieții s-au pregătit, Bali Badoia a fost un colant excepțional la asta fotbalisti, la asta adunatura, come cineva n-a spus ceva luni în urmă și da, o adunatură au ieșit niște campioni. O adunătură. Toate echipele la urmă, până la urmă, sunt o adunătură. Așa n-au chemat. O adunătură, da. Bun, o adunătură care a reușit să devină campioana județului. Domnule Rafini, ați făcut un egal în retur la Țigănești. Ați trecut fără mult dramatism peste el. Acum două săptămâni ați mai oferit așa puține satisfacții lumii fotbalului. Ați făcut un egal, ați fost conduși la Saele, s-a văzut că și Sporting Turnul poate fi și ea condus, iată că până la urmă lumea credea că... Egalată, nu condus. Egalată. Ați făcut, deci aveți până acum un egal în tur, un egal în retur, aveți o înfrângere în acest sezon cu Alexandria la câteva zile după ce înviseserăți a doua oară în campionat. În Cupa României. În Cupa României ați pierdut. S-a jucat la Roșior. Deci subliniez și aspectul ăsta că meciul s-a jucat la Roșior pentru că pregătesc o întrebare legată de locul de disputare al acestei confruntări din sferturile de finale ale fazei județene ale Cupei României. O întrebare pentru Rafini, pentru Walter Rafini și apoi pentru domnul Dan Nițu, domnul director sportiv de la Sporting Turnu. De ce credeți că v-au învins cei de la Alexandria în cupă? Eu, asta e opinia strict personale. Credo că fotbalisti și toți în genere au avut o foarte mare bucuria în vincere in campionato cu Alexandria, che era oricum considerato un derby o al doilea derby, dacă vrem, nu? Dopo cel din tur. Fin da sta gioco la ceva zile, fin che noi non avem, ca conducere, non avem pus nici pressione asupra meciului de Cupa Romanie, băieții au intrat, credo, opinia, ripeto, strict personale, mai ușor. Mai relaxați. Alexandria aveva de dimostrare că non era, a fost invinsa de două ore, e oricum fece mie Alexandria, cu renome fece mie Alexandria în fața de o echipa non nascută, și a intrat cu un orgoliu superior che a pus în dificultate turnul. Perché picioare contata, dar contata și creierul. Poate mai mult. Domnul Nițu, dumneavoastră, cum ați personal. Într-adevăr, așa este cum a zis și domnul Rafini, datorită faptului că noi cu 4 zile în urmă câștigasem la turnul Măgurele în campionat cu 1-0, și în acel meci am avut, pot să zic, o atitudine superioară față de jocul care a fost la Roșiori. A dus la
a tratat jocul nu la fel de sus cum l-am avut la turnul Măgurele și în schimb Alexandria a crescut în ce privește puterea psihică forța și mentală psihică. Și atitudinea lor a fost superioară față de ce a fost la turnul Măgurele și automat noi am scăzut, ei au crescut în mentalitate și în psihic. Am luat și un gol pe o greșeală de apărare, după care n-am putut să ne mai revenim la modul că puterea de concentrare chiar a avut de suferit mai mult până la finalul jocului și efectiv în fotbal intervin și situații când nu poți să fii numai învingător, automat trebuie să accesezi cu demnitate când adversarul e mai bun sau să accesezi cu demnitate și înfrângerea sau jocul egal. Nu tot timpul ești învingător. Și din asta pot spune că a fost chiar un lucru nu pozitiv, dar din greșeli trebuie să căutăm să pregătim să corectăm greșelile care le-am făcut la jocul anterior. Ce se întâmplă? Nu a fost pedapse, nu a fost... N-ați luat măsuri acum, n-ați intervenit la echipă. Absolut. Fotbal nu poți să fii numai învingător. Absolut. Nu aveți, sunteți o echipă nou formată, o echipă care a câștigat aproape toate meciurile. Era obositor, deci nu te mai uitai, știai că până la urmă 3 puncte se pune acolo, diferea doar rezultatul. Aveați victorie enervantă, multe pe linie, așa. Și e foarte important, e foarte important, mai ales că sunteți nou format. Trebuie să aveți și o gestiune a eșecului. E foarte important în sport. Dacă veneați, cred eu că dacă veneați în fața barajului fără să... Să avem vreun eșec și vreun eșec, la urmă... Era complicat. Doamne ferește să n-ajungem... Cel puțin, uite, că am avut și un eșec, trebuie să știm să gestionăm și perioada asta care a fost cu eșecul. Am avut un joc în care după săptămâna cu de la Roșior cu Alexandria și după jocul de sâmbătă de la Saele, sper că am ieșit din impasul de a nu mai lua gol în primul rând și de a avea mentalitatea numai de învingător. Băieți, au o zi în plus liberă asta. Da. Pentru faptul că avem 2 săptămâni de pauză acum în campionat, chiar pentru prima dată Vali Bădoi nu că și-a permis, a considerat că e binevenită încă o zi de pauză, mai ales că a fost sărbătoarea cu 1 mai, în care jucătorii noștri au făcut antrenament și au pregătit jocul. Era corect, dar e o recuperare, diciamo, nu? Că poate să se meargă la mare, poate să se relaxeze. Adică prima etapă de obiectiv a fost oricum atinsă, acum cu toată liniște, cu toată voință, trebuie să ne pregătim pentru baraj. Indiferent de cine va veni. Vine și ne vine. Sigur, sunt echipe mai slabe, între ghilimele, echipe care sunt mai așa de renume. Cine vine, vine, noi trebuie să fim pregătiți la oricine. Da. Alb, negru, alt, mic, gras, nu are importanță. Cine vine, vine. Asiatic. Nu contează. Domnilor, legat de meciul din cupă, insist pe el pentru că s-a disputat la Roșiori. Și au fost voci care au spus că turnul a avut în starea proastă a gazonului de pe stadionul municipal din turnul Măgurele un atu. Și că atunci când a jucat cu o echipă puternică, oarecum de nivelul ei, pe un teren foarte bun, a întâmpinat probleme și a înregistrat prima înfrângere de până acum. Domnul Nițu, cum comentați? Da, v-a ajutat terenul? Eu cred că nu, v-am împiedicat, că la ce jucători aveți, dar mă rog. Fiecare poate comenta în felul lui. Pot spune că am avut un teren bun, cum ne dorim să avem și la turnul Măgurele și la fiecare joc, dar nu sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de vocile care le-ați auzit, pentru că în prima repriză, eu spun că Alexandria n-a fost superioară, adică din punct de vedere al atitudinii, din punct de vedere al posesiei de balon și din punct de vedere tactic sau, eu știu, tehnic, n-au fost superiori în prima repriză. Eu zic că chiar, părerea mea, am controlat jocul. Noi l-am controlat în prima repriză. Și s-a jucat, poate să zic, de la egal la egal. Am primit imediat golul după o ratare imensă
a lui Lato din minutul 49, imediat în minutul următor 51, au avut ei trei faze succesive la poarta noastră, dintr-o lipsă de marcaj, am primit un gol și exact cum v-am spus mai devreme, n-am putut să ne mai revenim. Adică să egalăm măcar. Teren cu probleme la turnul. Starea gazonului e mult sub nivelul pretențiilor dumneavoastră și sub nivelul la ceea ce la calitatea jucătorilor luați individual și la jocul pe care avem, cu siguranță îl puneți în partitură săptămână de săptămână. Revină. A fost o problemă pentru adversarii dumneavoastră pe teren propriu, mai ales că, spre exemplu, când se joacă toamna la turnul, am înțeles că sunt... Domnul Rafin. Ascultă, abbiamo giocato la Videle, era omlastina. Abbiamo giocato la Zimmicia, Sonvaile. Denivelat. Adică asta valorează pentru tot. Aici avem trei terenuri bune, nu? Allora, in tour con Alexandria abbiamo giocato l'Alexandria. C'era equipa di tutti mega professionisti. Da? E noi eravamo impreuna da due lune, da 8 meciuri. Și ce avem făcut? Am pierdut? Nu. Nu, a câștigat. E allora, cioè, è come dare tot timpul vina all'arbitro, vine che ha ploat, vino che ha battuto vent. Hai giocato, hai castigato o hai perduto? Infine, Socotela è una. Cine è pe primul loc? Turn. Sembra che anno asta a fost echipa castigatora, punto. Degeaba ne invertim. Domnul Nițu, toată lumea vă știe din vechea dumneavoastră postură de președinte al Comisiei Județene Arbitrilor. Ați plecat din funcția acestui organism în această vară. Nu știu dacă a fost coincidență sau nu, dacă știați de proiectul de la turnul. Întrebarea mea, prima mea întrebare pentru dumneavoastră legat de trecutul dumneavoastră recent este cum ați ajuns în stafful lui Sporting Turnu? Aveați ceva informații că se face un noi? Sunteți turnean? Sau... Efectiv. Asta ar cam... Dar eu am ajuns la această echipă. Domnul Rafini poate să povestească poate mai bine decât mine, la modul întâmplător sau ocazional, cum spune. Era ușa deschisă la stadion și nu mai era de mult. Eram la stadion. În asta poate să răspundem și al problema de arbitri străini. Vorbim și de arbitri străini, dar vreau să știm cum a ajuns domnul Nițu la Sporting Turn. Dar eu ero foarte îngrijorat de tot ce se mi spuneva la vremea respectivă la început, că în Liga 4 trebuie stat cu geanta cu banii la ușa, la portă și așa mai departe, cu arbitri. Și ero la stadion și Edi Burtan, că lucrava, era cu noi la vremea respectivă înainte de plecare la București, m-a zis, șefo, asta se numește Danițu, lui era pe teren și e șeful arbitru. Dico, chiamă-l puțin în coșă, că vreau să-i fac două întrebări. Și l-ați angajat pe șeful arbitru să stați niște. E venit acolo, am început să discutăm, eu am pus niște întrebare exact cum am spus acum, și e nata asta discuție. Domnul Nițu era în continuare șeful arbitrului atunci. Era șeful arbitrului. Da, da. Așa ne-am cunoscut. Asta... Foarte simplu. Și v-ați dat demisia ca să mergeți la turnul sau cum? Da, da. Discuția care am avut-o cu domnul Rafine a fost undeva cu 10 zile. 10 zile înainte de a începe prima etapă a campionatului și imediat, la 4-5 zile exact înainte de a începe campionatul, ne-am întâlnit încă o dată, am înțeles. Am văzut că e un proiect, în primul rând, datorită lui Vali Bădoi, mi-am dat seama că e un proiect care va prinde viață și de durată. Și am luat decizia să vin lângă dânsul și să ajut această echipă. Ați renunțat la conducerea arbitrilor. De ce? Deja trecuseră aproape 9 ani și... ceva de când eram în această funcție. Obișnuiesem cu dumneavoastră. Și aveți dreptate, vă obișnuiești, adică dumneavoastră sau eu știu la cei fel de adevărat, care multă sunt în lumea lume fotbalistică din județ, multă lume se obișnuiseră cu mine, dar e o funcție trecătoare în ce privește președinția în forul unei asociații județene sau chiar și la Federația Română de Fotbal. Și am considerat că ajunge și am meditat la faptul că îmi trebuie o nouă provocare în domeniul care îmi place și îl cunosc, zic eu, cel mai bine, adică în lumea fotbalului.
îmi doream o nouă provocare și chiar pot spune că am ales, să zic, foarte bine și nu regret ce am făcut. Mi-ați povestit scenariul, nu știam, acum l-am auzit de la dumneavoastră, cu simplu, ele, dar Nițu, da. De la arbitrii, ia zi, domnule, cum e cu punga? Vreau să fac o întrebare. Nu știam cu punga ce discutase până la momentul respectiv cu punga. Ulterior mi-a spus domnul Rafini cum să discuta sau ce discuta dânsul cu oameni de fotbal. Și atunci ce a zis dumneavoastră, domnul Rafini? Domnule, ca să fiu stăiul liniștit aici cu arbitrii, îl pun director sportiv pe șeful arbitrilor. Nu. Lui, vorbind, lui m-a spus că era saturat de fi, cum că a zis și acum, zis, guarda, dacă tu vrei, e loc și la noi. E un proiect, le-am povestit ce aveau în minte de făcut și da. Erau personaje, că voi noi suntem 3-4 persoane, adică nu suntem 2500. Da? Asta e ce gândesc eu. Asta e Valiba 2, asta e mine în foame. Punct. Bun, o întrebare pe care multă lume așteaptă să vă pun legată de numărul foarte mare al cererilor pentru arbitrii străini pe care l-a înaintat în acest sezon de Liga 4 Sporting Turn. De ce ați apelat atât de des la arbitrii străini? De ce? Domnul Rafini. Exact, foarte simplu. Dan Nițu nu are nicio... Toți au acuzat tot timpul Dan Nițu pentru chestie, nu. La început, toți de lumea fotbal județene, că eu am intrat în legătură, în contact, mi spunevano un problema că arbitri aici, dacă nu plătesc, ok. Când am aflat posibilitatea de luare arbitri străini, între ele mele, și a venit și Dan Nițu, nu mai în postura de președinte, dar de postura care este, eu am spus, eu prefer che la meciuri importanti, onde evitare, onde non avem, escludere orice forma di dubbio a sopra Dannizzo, cioè a sopra nostra, lo am arbitri in affare a giudizio. Cioè, questo si è temblato. Da non inseleghi in sorprendere, noi avevamo luato de 6 ore arbitri, Rosciori, quando ha castigato, l'ha luato de 11 ore. Dar nu fi avut oamenii pungă. De ce s-am surprinsi? La turnul 6 ore, Eroșoare 8-10 ore. Dar de 6 ore a cerut da. De mai multe ore. De 6 ore. 7 ore cu meciul de la... L-au cerut alții. Nu, de care l-am avut acum cu Alexandria. D'accord. Alexandria a cerut Alexandria, nu noi. Da, l-ați avut aici acasă? Da, l-a cerut Alexandru. Deci de 6 ore a cerut dumneavoastră, dar ați fost arbitrați de mai multe ori de brigă străină. Da, dar l-au cerut alții. Da, și un altru meci l-au cerut. Botoroga. Cu Botoroga. Da. Botoroga a cerut arbitri străini. Da. Le-a frică că-i furați. Gândiți-te. Rosciori, când a castigat, a luat de 11 ore arbitri străini. Ei au fost... Da, mi-aduc aminte de sezonul ăla. Care... Da. Îți surprinde. Pentru domnul Nițu, întrebare. Dacă dumneavoastră vă pricepeți la arbitraj mai bine decât mulți, vreau să vă întreb, în momentul când ați fost ca prestația arbitrilor, pentru că am văzut și ce prestații au fost și pe la Liga 3-a, urmărim meciurile Roșiorului, cum au fost brigăzile din afară? Ați avut mai multă încredere în ele? Au fost nu vorbim de tendențiozități sau alte lucruri de genul ăsta. Au gestionat bine meciurile? Față de arbitrii telurmăneni, îi știți pe fiecare în parte. Pot spune că... cu excepție sau două că au fost la același nivel și cu aceeași manieră de arbitraj ca și cei din județul nostru. Bineînțeles că în arbitraj nici la Liga 1 sau în Liga Campionilor nu sunt arbitraje perfecte. Au fost arbitraje pentru nivelul la care noi suntem, adică în speță de la Liga 4, acceptate chiar și de majoritatea adversarilor care, sau aproape de toți adversarii, că n-au comentat sau n-au contestat arbitrajul nicio echipă care a jucat cu noi la momentul când noi am solicitat arbitrii în afara județului. Deci arbitraj e ok. Fără greșeală nu poți să ai un joc fără greșeală. Când au fost greșeli, eu unul sau noi, echipa noastră, pot spune că chiar dacă au fost contra noastră, n-am făcut un capăt de țară, din contră a trebuit să luăm măsuri.
prin joc, să trecem și peste acea greșeală sau acele greșeli. Și dovada că avem decât două egaluri și n-a fost un capăt de țară dacă au fost și greșeli împotriva noastră. Și cu brigăzi din județul nostru și cu brigăzi în afara județului. Bun. Le-am tratat ca o greșeală care fac parte din joc, o greșeală omenească, nu cu intenție, nu cu directivă. Și avem urmărit, fiecare meci noi l-o avem înregistratul și odată pe săptămâna următoare se face o ședință în care se revede meciul, se studiază greșelile, se vede foarte clar, în ralenti, dacă arbitru a făcut asta, dacă nu. Da. Adică sunt două lucruri complet diferite. Eu vorbesc că arbitru care vine pe teren de ce trebuie să te facă sau un arbitru care face o greșeală. Sunt două lucruri total diferite. Perché sono unghi de vedere, poziția, adică sunt foarte multi fattori che influenzează. Tu lo vedi din tribuna ed è a 40 de metri, cu unghiu total diferito. Adică toți, anche quando au dato roșu la Saele, au urlat că era... nu era penalti. Nu era. La Saele, un jucător de-al nostru a primit în minutul 49 corect. Corect. Cum eu, de fapt, nu am fost lui subiectiv, cum erau majoritatea de lângă noi de acolo, că a greșit arbitru, treia lovitură de pedeapsă. Nu, eu am zis simulare și am acceptat decizia și n-am mai comentat. Efectiv, și jucătorul conștient că a avut o simulare, a ieșit după teren fără niciun fel de comentariu, niciun jucător n-a comentat decizia arbitrului. Am luat jocul în 10 oameni din minutul 49, încă o repriză aproape în 10 oameni și n-am fost un capăt de țară că efectiv, dar poate și dacă eram în 11 oameni, tot unul nu se termina. Da, am făcut un capăt de țară. Apunto, se întâmplă la echipe mare, de ce nu trebuie să se întâmplă în Liga 4 sau... Da, deci trebuie să tratăm jocul. În primul rând, noi nu trebuie să ne uităm în curtea altuia. Nu trebuie să ne uităm nici să dăm vina pe arbitrii, nici nu trebuie să dăm vina pe adversari. Pentru că așa numai mentalitatea noastră este de a pândi și de a avea scuză din partea, sau pentru că ăla a făcut o greșeală arbitru, sau că adversarul, eu știu, a jucat dur sau nu ne-a respectat. Altfel nu mai putem să progresăm. Deci trebuie să avem mentalitatea de profesionist, la modul că trebuie să trecem și peste greșelile de arbitraj sau greșeala unui jucător. Domnule Rafini, vă apropiați ușor-ușor, mai aveți câteva etape, niște antrenamente oficiale, aceste etape pentru dumneavoastră de perioada barajului. Acum, din ce am înțeles eu, modalitatea de accedere la Liga 3 este puțin diferită față de cea din anii trecuți. Unde înainte se dătea un meci de baraj cu toată încărcătura lui emoțională, concentrată într-o singură partidă, acum aveți tur-retur. La prima vedere... Sunt tot două echipe care intră de data asta de două ori pe teren pentru a dovedi care este cea care merită să meargă în eșalonul fotbalistic superior. Însă, cei care se ocupă de fotbal știu că diferă astfel de lucruri un meci, un simplu meci eliminatoriu față de o întâlnire tur-retur. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți chestia asta? Vă avantajează? E mai bine? E mai rău? Eu, sincer, cred că tur-retur are două avantaje. Unul, în primul rând, că asta două meciuri se giocano în stadione delle două partecipanti. Quindi asta dă un avantaggio la pubblico, la spettatori, de fi parte e nu in un stadion cine stie unde cu 10 persone. In caso nostro credo che dus tour e retour dasci un vantaggio di valutare molto mai bene care delle due equipe are mai molta potere, mai molta forza. De c'è un singur match si intempla un gol, si intempla radica ninge rotunda pentru toți, valorează pentru noi come valorează pentru alții. Un tour-retour hai possibilità di dimostrare che valore hai. Da che poi le perdi, a sesto. Da che gol va a fi penalty, no? Da che credo, almeno opinione mia, per lo sport in turno è mai bene. Da. È mai bene. Dumneavoastră, domnul Nițu? Pot spune că
În fotbal, uneori, într-un singur joc, nu, soarta nu este tot timpul favorabilă echipei celei care este mai bună. Mai bună, așa. Și faptul că sunt două jocuri, cu siguranță spun eu că echipa care va fi mai bună din toate punctele de vedere va avea câștig de cauză. Da, sunt convins și eu. Vă doriți să jucați meciul decisiv acasă sau în deplasare? Cum o decide sorții. Cum o decide sorții. Sincer, ca drag ar preferi retur la turno. Per gratificare la maxim spectatorii, tot suportul. Așa este. Asta este situația. Vom găsi niște autobus. Da. Veți găsi deci, cu siguranță mai multe autobuze. Cum gândim noi, așa gândesc și adversarii noștri, cu siguranță. Da. Ce se va întâmpla dacă veți reuși să mergeți la Liga a treia? Și asta vă întreb pentru că, în ciuda investițiilor și eforturilor pe care le-ați făcut domnule Lavini în pregătirea bazei sportive de la Turnul Mugurele, ea în continuare suferă destul de serios și unde veți juca meciul? Dacă mergeți la Liga a treia, cred că mai trebuie îmbunătățiri cu siguranță și în special cred că trebuie schimbat gazonul. Aici intervine un problemă, două factori. Uno, că stagionul de la Turnul Mugurele nu e al nostru. Quindi non posso se facciamo investizie, dice astasi, ne trezim și facem ceva, nu? Trebuie aprobare patronului, între ghilimele. Adică al primăriei, al primărie, cine este. Al doilea, che stadionul de la Turno, ca stadionul de la Alexandria, entrano in un programma europeo di ricostruzione. Și ce stim noi, Turno e o fase deja executiva și se vorbește că din august începe lucrare că vor dura un an. Vedem, așa spun, un an, un an durează jumate. Durează un an jumate, este super bine, adică... Da. Depinde de care an e văzut. Depinde care an. Care an. Sunteți, să zicem că sunteți la Liga 3, uite, acum astăzi la Liga 3, începe construirea stadionului la Turno, unde jucați? Trebuie să jucați. Avem trei alternative. Mai sunt arene sportive de uniți în Turnul, în afară de municipal, nu mai sunt. Care corespund pentru cât de cât, așa, nivelul Ligii a treia, Roșiori, Alexandria, care sunt de fapt și omologate de federație și au activat echipe la Liga a treia, dar mai pot fi și alte baze de județ. Saele, care oricum trebuie adusă la standard. Dacă își fac vestiare și Saele, pentru că au scaune, au tribune. Trebuie să ai un minim de la tribune n-ar fi probleme, gazonul, din câte știu, este excelent la Saele. Mai sunt și terenul de la Brânceni și de la Olteni și de la Buzescu. Au scaune, Buzescu. Minim 250 de scaune. Corabia nu e în județ. Da, nu cred că se e la 30 de kilometri, cea mai apropiată localitate de Turnul de acolo, așa. 28 de kilometri sau 30. 28 de Turnul, da. Spectatorul nostru, fan nostru, ajunge mai repede la corabia che la Alexandria. Da. 44-28. Da, acum dumneavoastră... Sau, dacă nu, mergem în deplasare la Nicopol. La Nicopol, la Nicopol, da. Avem 5 km. Cu feribotul dimineață. Mergeți cu feribotul, ar fi, ajungeți la marile televiziunale, nu, la CNN. Legat cu feribotul. Ar fi grozav. Și faceți așa o înfrățire română-bulgară. Ar fi, ne interesează. Publicul bulgar s-ar putea să fie mai tifoz, așa mai... Nu știu dacă asta vă permite regulamentul, dar dacă vă permite, eu zic să încercați un meci și mergeți și filmăm. Nu-ți permite regulamentul. Nu-ți permite regulamentul. E altă țară, știți? Da, asta este. Granițele încă există în România. Sau da? În Alexandria. În Alexandria. Acum a vorbit serios în Alexandria. Da. Asta sunt terenuri, adică nu e... Cei de la Alexandria știu că în caz că... Nu. Să promovăm și cu siguranță. Prima promovăm, păi vedeam. Să promovăm și după aia cu siguranță vom găsi, că trebuie să jucăm undeva. Gigi Becali, un om de fotbal și el, nu? Care acum la un alt nivel, așa? Da, sigur. Asta ar denumi eu, dacă faceți o cerere către
FCM Alexandria să jucați la Liga 3 ar fi aroganță, adică după ce... Nu, noi facem la primărie. La primărie, da. La stadion, nu ne-a FCM, e la primărie. E la primărie, da. Da, nu ne-a... Sigur, interesul nostru e mai mult spre apropiere din turnul, per motivi logistici, asta e normal. Normal că facem și niște glume. Da, păi mă gândeam că... Da, știi, dau glumă. Nu se știe niciodată. Poate da. Acceptă oamenii, nu se știe. E cam greu cu fotbalul. Da, da, da. Da, ar fi o treabă. Nu vă doriți, nu luați în calcul vreo eventuală mutare a echipei? Deci vreți să rămâneți cu identitatea dumneavoastră de turn sau zona turn, să reprezentați zona aia, în funcție de ce se întâmplă cu Gustav. Trebuie depășit în primul rând castigare baraj. Da. Nu, domnule. Sigur. Și odată cu castigăm barajul, poate să merge și a Honolulu la fot. Vedem. Până la baraj, în luna... Suntem o echipă privată, liberă... Și independentă. Și independentă. Da. Domnule Nițu, în calitatea noastră de director sportiv, vreau să ne spuneți cum vă pregătiți dumneavoastră de barajul ăsta. Mai aveți câteva meciuri oficiale. Care e programul echipei? Cum stați la capitolul lotului? Sunteți pregătiți? Aveți jucători sub 21 de ani? Avem un lot format din 19 jucători. Avem 4 juniori sub 18 ani. Sub 18? Da, da. Da, sub 18. Avem 5 jucători sub 21 de ani, din care 3 evoluează meci de meci și integral. Mai avem 2 jucători peste 30, adică Vali Bătoi 39 și Dana 31. Restul în jurul vârstei de 25 de ani. Și toți ne-au spus că noi avem o echipă de... Asta echipă, nu? A, deci îmbinată experiența, tinerețea... Nu avem o echipă... Alții au echipe tinere, mi se pare. Da, eu pot să vă spun că media de vârstă... O echipă destul de tinere. La noi, media... Deci media de vârstă la echipa noastră este de 23 de ani și jumătate. 23,6 luni. Bine, aveți, aveți pe Vali Bădoi și cum că ridică, că ridică media de vârstă. Deci avem decât 2 jucători sub peste 30. Vali Bădoi, Vali Bădoi, Dana. Și Dana. Acum, în astfel de situații, și fotbal divizionar și mai ales la baraj, chiar dacă sunt două meciuri, e nevoie să faceți o omogenizare a experienței cu tineri. Tocmai de asta. Doar cu tineri nu mergi, sigur. Am căutat să capacităm în lotul echipei, chiar i-am luat în cantonament, să pregătim și viitorul la modul că ne dorim să promovăm și sperăm să promovăm la Liga 3. Și știam din iarnă sau din toamnă că Federația va impune la Liga 3 să evolueze pe toată perioada jocului minim 3 jucători sub 19 ani. Și deja noi am luat în cantonament 4 jucători sub 19 ani și fac pregătire efectivă cu echipa și cu lotul condus de Vali Bădoi. Prevederea asta cu obligativitatea a 3 jucători sub 19 ani, evident, are niște fundamente. E gândită pentru a crește jucătorii, pentru a-i ține în priză jucătorii. Da, da, crește tineretul. Dar până la urmă trebuie să dăm o șansă și autonomiei fiecărei divizii valorice, adică Liga 3, Liga 2, adică cam blocăm poate prea mult jucători. La 22 de ani deja ești în afara acestor prevederi. Da. Și 21 acum. Da. Și e jucător tânăr încă, da. La 22 de ani. Conducătorii, din câte știu eu, majoritatea conducătorilor de la Liga 3 și Liga 2, n-au, că și la Liga 2 se va impune să ai 2 jucători, nu 3 cum e la Liga 3. Doi. Și majoritatea echipelor sau conducătorilor de la Liga 2 și a 3 nu prea au fost de acord, dar Federația efectiv a venit cu această decizie care a fost votată în comitetul executiv, am înțeles, și va fi aplicată din campionatul 2015-2016. Va fi un șoc pentru multe echipe, pentru că, da, cu excepția echipelor mari, cluburilor mari care au sateliți, am dat exemplu cum e în seria lui Sporting, nu știu, Chiajna 2, Astra 2, Argeșul Pitești, adică care are mult echipele de Liga 1 care au satelit la Liga 2, exact, sau Liga 3 în special. N-au probleme. Au pe piniere de ani de zile, Chiajna...
Da, și jucător și profesionalism teribil la Chiajna. Profesionalism teribil de la ce numărul oamenilor din staff, pentru ce de Liga 3 vorbesc. Puști cu contracte serioase. Sunt foarte bine organizați în ce privește. Da, da, da. Și uite că... E ceva că noi nu avem pentru motivul de o naștere de anul ăsta, dar că suntem deja în discuția ce vom face cu tineri, cu juniori, cu școala, cu tot asta. E normal, trebuie și noi să luăm o poziție, ne impune și regulile, corect, dar mai mult ne impune și importanța de o pepiniere proprie. Domnul Nițu, echipa de junior cu siguranță există la turnul. Ați avut timp să conturați așa un proiect de creștere a tinerilor, cum spunea Rafin? Când am avut timp sau că într-un an de zile, sigur, am neglijat acest aspect, dar chiar am început cu juniorii, pot spune, în ultima săptămână înainte de a începe campionatul, de a forma o echipă din rest, nu din resturi, că din cei care nu erau angrenați să joace la alte echipe și majoritatea copiilor buni din zona Turnu, nu numai din Turnu Măgurele, nu, din zona Turnu, cei mai buni sau cei care și-au dorit să facă fotbal erau sau sunt legitimați la echipa CSS Turnu condusă de profesorul Babadac și am luat efectiv ce am găsit în zonă. Am căutat acum în iarnă să mai aducem așa câțiva jucători, de a ridica cât de cât și nivelul fotbalistic la juniori și de a urca în clasament, că eram la finalul turului eram jos în clasament. Și ceva rezultate au avut. Dar, cum a zis și domnul Rafini, cu siguranță, dacă vom promova, avem o strategie sau un plan de a forma și un centru de copii și juniori. Se vorbește foarte mult acum și văd că e reflectat și în presă. Mulți colegi de-ai mei vorbesc despre un proiect aici la Alexandria, făcut de doi mari fotbaliști, Vali Badea și Sorin Paraschiv, localnici alexandreni, Young Steaua se cheamă, acum așteaptă înscrieri și așa mai departe. Când vorbiți de un centru pentru tinerii fotbaliști la Turnul Măgurele, ce aveți în minte, domnule Rafini, cum ar trebui să fie? Problema ora, noi avem intrat în o zonă de dificultate suplimentare, datorită că dacă în august ne despare terenul de joc, dificultățile vor fi mult mai mari cu juniori. Mult, mult mai mari. Nu mai aveți bază de pregătire. Datorită că au școală, datorită. Ca ideea, nu vreau să spun un vis, dar cred că sunt două viziuni diferite de o școală, între astea mari fotbalisti care fac o școală pentru impresariare, nu? Așa se zice. Da, crești fotbalist și vinzi. Mentre nel cazul nostru e o școală pentru echipa. Sunt două lucruri diferite, quindi e o școală, noi... Am înțeles. Sunt două viziuni diferite. Da, da. Nu vreți să faceți o entitate separată care să producă jucători, să scoateți bani. Să ne facem propria pepiniera. Normal, eu, fiindcă și domnul Nițu poi e profesor, quindi intervine un problema de scuola, intervine un problema dacă facem una zona și mai săracă, quindi poi se găsesti copii în zone periferiche, quindi trebuie organizzato sì un cammino, adica è un ceva forte complesso, va fi forte greu pentru noi in ceva lune punere in picciore o struttura del genoasta. Dar la visto sta non realizzata. No, ma dacă ne dorim un proiect pe termen lung, trebuie să facem și o pepinieră la modul că să ne creștem din zonă proprii jucători. Ca turnul să devină un punct de atracție fotbalistică cum era pe vremuri. Suntem pe final, domnilor, nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Punem rău înainte.
la final trebuie să punem puțin și rău înainte. Nu luați barajul, nu mergeți la baraj. Ați făcut un sezon, rămâne un sezon foarte bun în spate. Domnule Rafini, povestea lui Sporting Turnul va merge mai departe și la anul dacă nu mergeți, dacă nu treceți barajul ăsta? Veți fi iar printre contactele de date? Nici mi-e pun. Nici mi-e pun eu asta întrebare. Întrebarea cui nu n-am răspuns. Nu am răspuns. Pentru că aș fi păcat. Se întâmplă în fotbal. Dom'le, totul merge bine, sunt două meciuri. Da, e corect. Dar eu, adversar, la ora actuală, nu n-am un răspuns. Ce voi face? Nu am un răspuns. Să sperăm că nu se va pune întrebarea. Vom munci să nu ajungem. Exact. Asta e răspuns. Vom munci ca să nu ajungem așa, în situația asta. Dacă se întâmplă, vom vedea. Cum s-a întâmplat o pierdere, un meci din cupă? S-a întâmplat. Ce facem mai departe, lo vedem după ce s-a întâmplat. La ora actuală e ceva că nu intră în mintea mea. Am înțeles. Acum, nici în mintea iubitorilor de fotbal nu e foarte prezent gândul ăsta. Multă baftă, domnilor, la baraj. Trebuie încununat sezonul ăsta bun cu... E o întrebare că mi voi face după... Și după baraj. Indiferent că mergeți la Liga 3, indiferent că rămâneți la Liga 4, veți mai primi un telefon și cu o nouă invitație. Cu mare plăcere. Doamnelor, domnilor, Sporting Turnul, campioana județului, care se pregătește pentru dubla de foc de la baraj pentru accederea la Liga 3, să sperăm că vom avea și a doua echipă în fotbalul divizionar al Ligii a 3. Au fost la Sportul Special pentru dumneavoastră președintele și finanțatorul lui Sporting Turnul, domnul Walter Rafini, și în plan îndepărtat domnul director sportiv de la Sporting Turnul, Dan Nițu. Ambilor le mulțumim pentru prezență, domnilor, încă o dată multă baftă. Dragi prieteni, rămâneți în continuare cu noi. Ne găsiți și pe sportsud.ro, site-ul nostru unde vedeți toate emisiunile înregistrate. Rămâneți cu Media Sud, în câteva minute vin știrile. Până săptămâna viitoare, la revedere!